Haide să beau socata și o să facem testarea imediat după ce am băut-o, după care o să luăm o pauză de câteva minute să vedem dacă cumva a fermentat. A fost trecut un pahar, nu știu, de pahar, că pe tatăl trebuie să recunosc că rețeta asta minunată o am de la mama mea, care îi mulțumesc. Cert este că n-am pus alcool sau altceva, da, care să aibă legătură cu alcoolul în ea. Flori de suc, zahăr, apă și lămâie. Și mai este acolo unul, da, sau poate chiar două ingrediente secret, nu pot să vă zic. Dar sigur nu conțin alcool. Bun. Haideți să vedem. Bă, se gândește. Bă, ești 0,25, frate. 0,25. Rămâneam fără permisul de conducere. Contravenție, amendă 1305 lei și 90 zile fără permis. Eram obligat să dau și testul de redobândire. Apropo, știu o aplicație ca lumea care vă dă toate informațiile necesare, inclusiv chestionare. Sincer să fiu, am făcut testul ăsta așa din glumă. Mi-a scris la un moment dat cineva în privat, încearcă cu socată. A, stați cât e ceasul? 10 și 9 minute. Dar o să încerc peste 10-11 minute să vedem dacă cumva mai iese ceva. Dar am făcut testul ăsta din glumă. Sincer să fiu, zic, bă, n-are cum să iasă de la socată. Efectiv, n-am pus nimic alcool în ea, da? Dar se pare că a fermentat. Și din cauza asta poate are și gustul sau un pic acidulat, da? De la faptul că a fermentat. Cum era să fi condus? Dar nu mă credea nimeni, da? Vă dați seama ce spuneau după aia toți în comentarii, dacă apăreau știrile astea. Tavi Perțea a ieșit pozitiv în aparatul alcool test și zice că a băut un pahar cu socată. Am revenit. Este 10 și 14 minute. Au trecut 5 minute, da, aproximativ, de când am ieșit pozitiv în aparatul alcool test după ce am băut un pahar cu socată. Încă sunt șocat. Socată, șocată, nu știu dacă să sunt socat sau șocat. Haideți să vedem dacă mai este ceva. Ia să vedem, aș putea conduce în siguranță. Zero. Iată că după 5 minute iese zero, așadar e bine să bem socată, dar să așteptăm puțin înainte să conducem și vreau să vă zic că nu ține scuza asta dacă vă oprește poliția și zice, domnule, stai că am băut socată sau umblu cu flaconul de socată după mine, n-am băut alcool, dăm voie să merg mai departe fără să sufru în aparatul alcool test. Nu ține treaba asta pentru că polițistul este obligat să te testeze. Dacă vă știți că sunteți curați și că n-ați consumat alcool în ultimele 10-12 ore, da? Cel puțin ca să fiți siguri, vă recomand să solicitați recoltare de mostre bioloci de sânge, vă duceți la sânge și să sperăm că acolo o să iasă zero. Dacă este și în sânge, este clar că ați avut alcool în sânge și o să fiți sancționați contravențional, indiferent de unde ați avut sursa alcoolului.